Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Binecuvântează, Stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și purea și în vecii vecilor! Spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Glorie Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, îndură-te spre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O suflete, preților, celor ce s-au sărbători,
totdeauna și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată, fecioară, și pentru ca să îi se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, durăte spre el. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să-i cete. Dă-i, Doamne, odihnă! Domnului să ne rugăm! Tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, Virgil Mircea, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit durerea, întristarea și suspinarea, și tot păcatul ce l-a făcut el cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i lui. Că nu este om care să fie viu și să nu păcătuiască, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veci, cuvântul tău este adevăr. Că tu ești învierea și viața și odihna adormitului rob al lui Dumnezeu, preot Virgil Mircea Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Yeah.
sufletul tău odihnește, trecându-i cu vederea toate greșelile lui. Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, și acum și totdeauna, aflat mântuire prin divine, și noi să vă aflăm raiul, născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, aleluia, ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia. Mărire ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia. Dumnezeul nostru, mărire ție. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeu, bine că ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului rob al lui Dumnezeu Virgil Mircea, și pentru ca să îi se ierte lui toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, dorește-te! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să-i cere. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormit servului Tău, preot Virgil Mircea, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Curățile tale, precum este scris, trecându-i ca un bun greșelile lui, cele de voie și cele fără de voie.
cunoștință și ne trunești ineța, iubitorule de oameni. Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt și acum și totdeauna și în vecii vecinor. Amin. Cela ce din Fecioară ai răsărit lumii, Hristoase Dumnezeule, și preîntrânsa fi luminii ai arătat, îndură-te spre noi. Pace tuturor și Spiritului tău. Fericită e calea întru care merge astăzi, că s-a găsit ție loc de odihnă. Întoarce-te, suflete al meu, într-o odihna ta, că Domnul bine a făcut ție. Înțelepciune! Din Epistola 1 către Tesalonicenia Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte! Fraților, nu voim să nu știți voi despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va duce împreună cu El. Ca aceasta grăim vouă cu cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas spre venirea Domnului, nu-i vom întrece pe cei adormiți, căci însuși Domnul într-o poruncă la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer, iar cei moreți într-o Hristos vor învia întâi. După aceea noi cei vii care vom fi rămas împreună cu dânsii, ne vom răpi în nori într-o întâmpinare a Domnului în văzduh și așa pururia vom fi cu Domnul. Pace ție! Și Spiritului tău într-o mulți ani, Stăpâne, aliluia, aliluia, aliluia! În înțelepciune pace tuturor și Spiritul lui tău într-o mulțea săpâne. La citirea Sfintei Evanghelii de la Ioan. Mărire-ți-e, dânsul. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și care vor auzi, vor învia, căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși, și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă
miraz de aceasta, cât vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osânei. Nu pot eu să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a într-o lumina cea neapropiată, în a cărui mână este moartea și viața, cel ce cobori în iad și ridici, cel ce cu înțelepciune ai făcut pe om din pământ și iarăși în pământ îl întorci, ca așa cere folosul sufletului, pe tine te rugăm. Primește sufletul robului tău și-l odihnește în sânul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob și dă lui cu una dreptății tale partea celor mântuiți, într-o mărire aleșilor tăi, ca pentru cele ce s-au ostenit în lumea aceasta pentru numele tău să ia bogată răsplătire în lăcașurile sfinților tăi. Cu darul și cu îndurările și cu iubirea de oameni au ne-a născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Astăzi mă despart de neamul meu și alerg la tine, cel ce singur ești fără de păcat. Odihnește-mă în corturile dreptilor cu aleșii tăi. Pace tuturor și zi. Cel pe care l-ai ales și l-ai primit, Doamne, ție se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion. În înțelepciune. Din epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, precum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat moartea, tot astfel și în toți oamenii moartea a intrat, întru care toți au păcătuit. Că până la lege păcatul era în lume, dar păcatul nu s-a socotit, deoarece nu era lege. Și moartea a împărțit de la Adam până la Moise și peste cei ce nu păcătuiseră. După asemănarea călcării de legea lui Adam, care este chipul celui ce avea să vină, ci darul harului nu e așa precum este greșeala, căci dacă prin greșeala unuia mulți au murit, cu cât mai vârtos harul lui Dumnezeu și darul prin harul unui singur om,
Iisus Hristos, întru mulți va prisosi. Și darul nu este ca judecata pentru acela ce a greșit, că judecata pornind de la el, unul este spre osândire, iar darul harului ce vine după multe greșeli este spre iertare. Că de vreme ce pentru greșeala unuia moartea a împărățit prin unul, cu mult mai vârtos cei ce primesc belșugul harului și al darului dreptății, vor împărăți în viață prin unul Iisus Hristos. Astfel, dar, precum prin greșeala unuia au fost osândiți toți oamenii, așa și prin îndreptarea unuia s-a dat tuturor oamenilor îndreptarea vieții. Că precum pentru neascultarea unui om au fost mulți păcătoși, așa și pentru ascultarea unuia mulți drepți vor fi. Iar legea s-a introdus ca să se înmulțească greșeala, și unde s-a înmulțit păcatul, acolo a prisosit harul. Că precum a împărățit păcatul în moarte, așa și harul să împărățească prin dreptate spre viața de veci, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Pace ție. Și Spiritului tău întru mulți ani, Stăpâne. Aliluia, aliluia, aliluia. Pace tuturor și Spiritului tău pentru mulți ani să vână. La ce fie ascunde Evanghelie de la Ioane. La dânsul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci pentru aceasta căutau și mai mult iudei să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci și pe Dumnezeu îl numea Tatăl său, făcându-se pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Dar Iisus a răspuns și le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun vouă, Fiul nu poate să facă de la sine nimic de nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face Tatăl, acelea și Fiul le face întocmai. Pentru că Tatăl iubește pe Fiul și toate câte face dânsul îi le arată, și lucruri mai mari decât acestea îi va arăta, ca voi să vă mirați. Căci după cum Tatăl scoală morții și înviază, tot așa și Fiul pe care voiește îi înviază. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata dată Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul, precum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Mărire ție, Doamne!
viață fără de moarte, mărirea Ta este necuprinsă, iubirea Ta de oameni este negrăită și împărăția nesfârșită, și căutare la față nu este la Tine, că tuturor oamenilor le-ai rânduit hotar moartea când se împlinește sorocul vieții. Pentru aceasta Te rugăm, Stăpâne Doamne, pe robul Tău acesta, preot Virgil Mircea, care a fost împreună slujitor cu noi și a viețuit în dreaptă credință și într-o mărturisire nesmintită către Tine, iar acum a adormit în nădejdea învierii vieței cele veșnice, odihnește-L în sânul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, și precum pe pământ L-ai pus slujitor în biserică, așa arată-L și în altarul Tău cel ceresc, Doamne. De vreme ce între oameni L-ai împodobit cu vrednicie spirituală, primește-L neosândit și în mărirea îngerilor Tăi. Tu ai preamărit viața Lui pe pământ, Tu îndreaptă și ieșirea vieții Lui spre intrarea Sfinților Tăi. Și sufletul Lui îl numără cu toți cei care din veac bine au plăcut Ție, că Tu ești învierea și viața și odihna adormit robului Tău, preot Virgil Mircea Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule nostru, Tu știi că într-o păcate ne-am născut. Pentru aceasta Te rugăm, pe servul Tău acesta, care s-a mutat de la noi, odihnește-L. Trecându-i ca un bun greșelile, care ca un om și ca un muritor le-a făcut în viață, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Unule iubitorule de care L-ai ales și L-ai primit, Doamne, și pomenirea Lui în neam și în neam. În înțelepciune! Din Epistola 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, cunoscută vă fac vouă Evanghelia pe care am vestit-o vouă, pe care ați și primit-o, întru care și stați, prin care vă și mântuiți, dacă țineți cele propovăduite, așa cum vi le-am vestit vouă, fără numai de nu ați crezut în zadar, că am dat vouă înainte de toate ceea ce și eu am luat de la alții, cum că Hristos a murit pentru păcatele noastre și că s-a înmormântat, și că a înviat a treia zi după Scripturi, și cum că s-a arătat lui Chefa, apoi celor 11. După aceea s-a arătat deodată la mai mulți de 500 de frați, din care cei mai mulți trăiesc până acum, iar unii au și adormit. După aceea s-a arătat lui Iacob, apoi apostolilor tuturor, iar mai pe urmă decât toți, ca unui născut fără de vreme, s-a arătat și mie, că eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic a mă numi apostol, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu, iar cu harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, și harul lui care este întru mine nu a fost în zadar,
ci mai mult decât toți aceia m-am ostenit. Însă nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în cu mine. Deci ori eu, ori aceia, așa propovăduim și așa ați crezut. Pace ție! Și Spiritului tău întru mulți ani stăpâne. Aliluia, aliluia, aliluia! În înțelepciune trebuie să ascultăm de Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Spiritului tău întru mulți ani stăpâne. Cine vine la mine nu va flămânzi, și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar am spus vouă că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă mie Tatăl la mine vine, și pe cel care vine la mine nu-l voi da afară, pentru că m-am pogorât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis pe mine. Iar voia celui care m-a trimis pe mine este aceea, ca din toți pe care mi-a dat mie, să nu pierde pe niciunul, ci să-i înviez pe ei în ziua cea de celor ce plâng și sprijinitorul tuturor celor slabi de suflet, cel ce cu milostivirea ta mângâi pe cei cuprinși de jale pentru cel adormit, vindecă toată durerea care este acum în inima lor, iar pe robul tău, preot Virgil Mircea, care a dormit într-o nădejde a învierii vieții cele veșnice, odihnește-l în sânul lui Avram, că tu ești învierea și viața și odihna robului tău, preot Virgil Mircea, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm împreună și Părintelui tău, celui fără de început, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Aminte de dorul și de dragostea mea. Aduceți-vă aminte și de frăție și rugați pe Dumnezeu să mă odihnească.
miluiește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Căci cei săraci cu spiritul, ca celora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, ca aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei plâns, ca aceia vor ferici cei ce flămânze și însetează de dreptate, ca aceia se vor sătura. Fericiți cei cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocări și vă vor prigoni pe voi și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Și Fiului și Spiritului Sfânt, și acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Mai presus de fire în pântecele Tău, Stăpână, ai zămislit pe Dumnezeu, Cel prea veșnic și cu trup l-ai născut. Dumnezeu și om fără schimbare și fără amestecare, pentru aceasta și noi, pururea cunoscându-te pe tine, născătoare de Dumnezeu, lui Dumnezeu celui născut din tine, cu credință strigăm. Pomenește-ne și pe noi, Hristoase, într-un împărăția Ta. Adevărat, deșertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis. Când deșert se tulbură tot pământianul, precum a zis Scriptura, când dobândim lumea, atunci în mormânt ne așezăm, unde împreună sunt împărații
săraci, pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, pe servul tău acesta care s-a mutat de la noi, odihnește-l ca un iubitor de oameni. Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu mă părăsi, ajutorului omenesc nu mă încredința, ci singură apără-mă și mă mântuiește. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Că ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului rob al lui Dumnezeu preot Virgil Mircea, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, îndură-te, Seigneur! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde dreptii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să-i cere. Și odihnă, adormit servului tău, preot Virgil Mircea, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție mărire înalțăm, împreună celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului tău, Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Ce ai făcut și ai zidit pe om,
iar muritorii din pământ suntem zidiți și într-o același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești, și în pământ te vei întoarce unde toți pământenii vom merge, tânguire de îngropare făcând cântarea Aleluia. Am aflat ușurare multă, că m-am mutat din stricăciune. Pentru Părintele Virgil,
Mă gândeam cum pot să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a așezat într-o familie atât de frumoasă și numeroasă aici la Cluj-Gherla. Și în același timp m-am rugat Domnului și prin mijlocirea și pentru rugăciunea Părintelui Virgil să ne ajute să fim o familie tot mai frumoasă și tot mai numeroasă. Mă gândesc cât e de frumos ca Părintele Virgil să fie însoțit pe acest ultim drum din această lume înspre viața veșnică de vocile, cântările, rugăciunile confraților lui preoți, seminariști și a noastră, bineînțeles, a tuturor. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor prezenți aici, fiindcă prezența voastră este o mărturie a învierii. Am ascultat rugăciunile și cântările de la înmormântare și toate acestea ne vorbesc despre viața aceasta pe care o trăim, despre care cântarea spune și o numește stricăciune. Și despre viața veșnică, pentru care noi plângem acum, dar ar trebui să ne bucurăm pentru Părintele Virgil, fiindcă aceleași rugăciuni și cântări numesc viață cu adevărat. Ne-a mutat din stricăciune la viață. Și de aceea prezența voastră este o mărturie a învierii. Fiindcă ceea ce celebrăm astăzi, nu celebrăm doar pentru Părintele Virgil, ci celebrăm pentru fiecare dintre noi. Părintele Virgil și-a încheiat misiunea pe acest pământ. Și știm cu toții că a fost o misiune dificilă. Eu nu l-am cunoscut foarte mult, l-am cunoscut de când sunt aici la Cluj și l-am mai cunoscut din ceea ce povestea Preafericitul Părinte Lucian, care m-a rugat și astăzi să transmit gândul său de apropiere sufletească, rugăciunea lui pentru acest moment, fiindcă pentru o perioadă de timp, Părintele Virgil a fost coleg cu Preafericitul Părinte Lucian atunci când studiau teologia la Alba Iulia. Au fost ani foarte dificili, au reușit să studieze pentru 4 ani, dacă nu mă înșel, teologia la Institutul Romano-Catolic din Alba Iulia, până când securitatea a dat de urmele lor, aflând că sunt greco-catolici și i-au scos din seminar. A fost o perioadă foarte dificilă și foarte complicată, foarte complexă. Știm bine viața episcopilor noștri martiri, viața tuturor preoți, călugări, călugărițe, credincioși, cât au suferit, cum au suferit, cât de complicată a fost perioada aceea. Dar cu toate acestea, Părintele Virgil a fost, în ultima perioadă a vieții lui, aici la Cluj, pentru mulți, un adevărat părinte spiritual. Cum spun, nu l-am cunoscut mult, dar l-am cunoscut indirect prin mărturiile celor care îi cereau ajutorul. Prin mărturiile persoanelor care au primit un cuvânt de îmbărbătare, care au primit un sfat bun în Sfânta Spovadă, care au primit iertarea păcatelor, care au fost însoțiți de el. Și atunci, cu siguranță, în fața lui Dumnezeu, iubiți credincioși, ceea ce rămâne este iubirea. Nimic altceva nu rămâne din această viață decât ceea ce am făcut în iubire. Și din mărturiile pe care le-am văzut și care sunt numeroase și pe internet, după ce am pus știrea trecerii la Domnul, la Părintele Virgil, se simte această iubire. Și fără să-L cunosc prea mult, îl cunosc prin mărturia voastră. Prin ceea ce voi mărturisiți despre ajutorul și grija părintească pe care a avut-o pentru voi, în special în această parohie. Spuneam că e un moment important nu doar pentru Părintele Virgil, ci și pentru noi. Fiindcă problema noastră este că acest moment al morții este momentul zero al existenței noastre. Și poate merită să ne gândim cum ar fi dacă noi am fi astăzi în acest moment zero. Cum ar vorbi lumea despre noi? Cum ne-ar vedea Mântuitorul Iisus Hristos?
Câte lucruri sau despre câte lucruri din viața noastră am putea spune că le-am încheiat, că sunt în regulă? Câte altele încă nu le-am încheiat? Mulți ne îndeamnă, mulți sfinți părinți, mulți mistici ne îndeamnă să închidem ochii seara când dormim ca și cum nu i-am mai deschide. Să fim pregătiți în fiecare clipă pentru o trecere înspre viața adevărată, fiindcă nu știm când va fi ceasul, când vom fi chemați. Dar asta, iubiți credincioși, nu ca să devenim stresați, preocupați, nervoși. Fiindcă chemarea Domnului este o chemare în iubire. Bineînțeles că Dumnezeu ne cunoaște atât de bine, mult mai bine decât credem noi, și El lângă noi până când suntem suficient de mari în iubire ca să ne primească viața veșnică. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim neglijenți, că putem să fim nepăsători, că putem spune, nu contează, cu siguranță Dumnezeu mă iubește. Bineînțeles că Dumnezeu ne iubește, bineînțeles că Dumnezeu este îndurător. Dar asta mai mult trebuie să ne împingă înspre răspuns de iubire față de Dumnezeu și iubire și îndurare față de frații și surorile noastre. De aceea spun că e un moment zero și de aceea spun, nu ca să ne înfricoșăm, că merită să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă astăzi noi am fi în locul Părintelui Virgil. Și ar trebui să ne prezentăm în fața dreptului judecător. Suntem cu toți înconjurați de iubire. Dacă ați fost atenți la cântările pe care le-am cântat, câtă iubire cere Dumnezeu pentru robul lui Dumnezeu care trece în viața veșnică din partea noastră a tuturor. Toți frații și surorile Lui suntem chemați să ridicăm mâinile spre ceruri, să ridicăm glasul nostru spre ceruri, să ridicăm rugăciunea noastră spre ceruri, spre tronul ceresc, pentru robul lui Dumnezeu, Părintele Virgil. Așa cum spuneam, a avut o viață dificil în persecuție, a avut o viață frumoasă aici. Dar cu toți suntem greșitori, cu toți suntem păcătoși, toți avem nevoie de iertare. Și de așa să manifestăm iubirea pe care am primit-o, iubiți credincioși, și să o dăm înapoi, acum, Părintele Virgil. Și toți cei care suntem astăzi aici, să le însoțim nu doar acum, în acest moment, nu doar spre groapă, fiindcă groapa nu înseamnă nimic. Sufletul lui este în împărăția cerurilor, din mila Domnului. Și le însoțim cu rugăciunea dacă există ceva de purificat, de curățat. Totul și purificarea și curățarea se face în iubire, din iubire, prin iubire. Și de aceea să le însoțim nu doar acum, ci să le însoțim de acum înainte, prin rugăciunea noastră. Legătura fiilor spirituali cu Părintele Virgil va continua în rugăciune, în fața altarului, în Iisus Hristos. Limbajul nostru, iubirea noastră, se traduce astăzi prin rugăciunea pe care o putem face pentru El și prin rugăciunea pe care putem să o cerem în continuare. Există acea minunată comuniune a Sfinților. Să ne aducem aminte, iubiți credincioși, că suntem cu adevărat o mare familie. Să devenim tot mai mult o mare familie. Să lăsăm la o parte tot ceea ce este neesențial. Să prețuim, să punem pe prim loc ceea ce am prețuit dacă am fi în acest moment ultima vieții noastre. Ce ar conta atunci? Pe ce am pune preț atunci? Pe asta să punem preț de acum. Să construim pe iubire, fiindcă iubirea este singurul lucru care va rămâne. Vândem pe toți să-L însoțim în rugăciune pe Părintele Virgil, fratele nostru, părintele nostru, și prin exemplul lui, prin ceea ce El a lăsat în sufletele voastre, să încercăm cu toții să privim în dreapta și în stânga noastră, să vedem frați și surori pe care trebuie să iubim, să ajutăm, să avem îndurare față de ei și împreună să devenim astfel familia lui Dumnezeu. Dumnezeu să-L ierte și să-L odihnească. Domnului să ne rugăm. Îndură-te noi, Doamne, îndură-te noi, Doamne, îndură-te spre noi.
nostru, cel ce cu negrăita ta înțelepciune din țărână ai zidit pe om și l-ai înnoit într-un chip și frumusețe și l-ai împodobit ca pe o prealeasă și cerească făptură spre lauda și podoaba măririi și împărăției tale, făcându-l după chip și asemănare, dar el a călcat porunca rânduielii tale și a schimbat chipul și nu l-a păzit. Și pentru aceasta, ca răul să nu fie nemuritor, ca un Dumnezeu al părinților noștri, cu iubire de oameni ai poruncit, ca această împreună amestecare și această negrăită legătura ta cu dumnezeiască vrere să se desfacă și să se deslege și sufletul până la învierea de obște să se mute acolo de unde și-a primit ființa, iar trupul să se destrame într-o celea din care a fost întremat. Pentru aceasta ne rugăm ție, Părintelui celui fără de început și unuia născut Fiului tău și Preasfântului și celui de o ființă și Făcătorului de viață Spiritului tău, să nu treci cu vederea făptura ta ca să fie înghițită de pieire, ci trupul să se destrame într-o cele din care a fost întremat, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată, și de a căzut robul tău acesta sub blestemul tatălui său ori al mamei sale, sau sub blestemul său, sau de a amărât pe vreun preot și a luat de la el legătură neamestecată, sau de a căzut în grea furisenie de la arhiereu și din nepăsare ori din lenevie n-a dobândit iertare, iartă-l pe acesta prin mine păcătosul și nevrednicul robul tău și trupul lui desfă-l în cele dintr-o care a fost întremat, iar sufletul lui așează-l în corturile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat această putere corifeului Petru ca să dea iertare păcatelor și ai zis, oricâte vei lega și vei deslega să fie legate și deslegate, și prin trânsul ai dat această putere și nouă păcătoșilor, dezleagă pe adormit robul tău, preot Virgil Mircea, de tot păcatul sufletesc și trupesc, și să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile preacuratei și pururea Fecioarei Maicii sale și ale tuturor sfinților tăi. Sfinția voastră, dragi confrați, preoți, persoane consacrate, iubiți credincioși, suntem aici pentru a-l conduce pe ultimul drum pământesc pe iubitul nostru frate, într-o slujire, Părintele Virgil Mircea, și-a-l însoți cu rugăciunea în trecerea spre viața cea veșnică. Desigur, 90 de ani împliniți sunt mulți, o viață împlinită, o viață lungă, frumoasă, o vârstă frumoasă, care nu poate fi condensată acum, aici, în câteva cuvinte. Mulți dumneavoastră l-au cunoscut mai bine. În cele ce urmează, dați-mi voie să trec în revistă așa un pic în viața dânsului. S-a născut Părintele la 26 iulie 1931 în localitatea Cătina din județul Cluj, din părinții Ioan și Ela Roza, tatăl de religie greco-catolică, mama de religie romano-catolică. A avut doi frați, Ovidiu medic și Viorel inginer. De mic copil, mama îl ducea zilnic la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, la Biserica Romano-Catolică, unde sluja și ca ministrant, iar duminica și în sărbători mergea împreună cu tatăl în Biserica Greco-Catolică. Școala primară o face la Cătina, apoi liceul la George Marițiu, aici în Cluj, obținând bacalaureatul în anul 1951. În primii ani de liceu participa la slujbele liturgice din catedrala noastră, schimbând la față, unde l-a cunoscut și pe fericitul preasfințit Iuliu, cardinal Iuliu Hosu. După 1948, împreună cu alți tineri greco-catolici, se întâlneau pe câmp, la marginea orașului, de frica securității. Iertați, parcă mă aduc aminte câți și alții dintre noi și
Preasfințitul Florentin, ne întâlneam tot pe câmpuri, înainte de 89. În acea perioadă, i-a avut îndrumător spiritual pe Părintele Ioan Bal și Părintele Francis Bal, care i-a fost de mare ajutor în drumul alegerilor pe care le-a făcut. În anul 1955, episcopul romano-catolic Martin Aron, dorind să ajute Biserica Greco-Catolică, a acceptat să primească la Institutul Teologic din Alba Iulia 5 tineri greco-catolici. Aceștia au fost Lucian Mureșan, actualul nostru arhiepiscop major și cardinal, Părintele Pantelimon Aștelean, sau viitorul preot Pantelimon Aștelean, Vasile Abrodan, Ian Sălăjan și Părintele Virgil Florian. În anul 4 de studii, dintr-un ordin al Departamentului Cultelor, au fost dați afară toți, continuându-și studiile în clandestinitate, fiecare cum a putut, cu preoții care mai erau liberi. Dar căutându-și să-și împlinească această chemare, această vocație la preoții. În 13 august 1960 s-a căsătorit cu Lucia Maria, trăind viața de căsnicie, până în 27 martie, anul curent, când doamna Lucia a decedat, nu a avut copii. A urmat școala tehnică medicală de 3 ani, devenind asistent de laborator. În perioada 1962-67 a lucrat ca laborant radiolog. În anul 1967 s-a înscris la Facultatea de Filologie din Cluj și a absolvit-o în anul 1971, când și-a luat licența în limba și literatura germană. A ajuns profesor de limba germană la Ploiești, unde a lucrat din 1971 până în 1990, când s-a pensionat. În particular și pe ascuns, cum spuneam, a continuat pregătirea teologică cu preoții care erau liberi. A fost hirotonit preot greco-catolic la 22 octombrie 1976, în locuința personală din municipiul Ploiești, județul Prahova, de către preasfințitul Ian Dragomir, în prezența părintelui Pantelimon Aștelean și a soției Lucia Maria. În primii doi ani, 1976-1978, a celebrat Sfânta Liturghie doar în locuința proprie din Ploiești. Doi ani mai târziu, în anul 1978, cu mult elan și curaj, a început o activitate clandestină, care a durat pe toată perioada. În acest an l-a cunoscut pe preotul greco-catolic Eugen Sârbu de la București, Tăicuțu, cum nu l-am cunoscut și eu la București, care l-a invitat să meargă cu el pe Valea Secerului, Someșului, județul Bistrița Năsăud, unde existau încă grupuri active de credincioși greco-catolici. A ajuns la Ilva Mică, unde a început activitatea clandestină, celebrând liturghia în casa văduvei Ana Nechiti, care lucrea împreună cu fiica și ginele ei, Paraschiva și Ezechiel Neamț, pe proprietatea căruia se află și construită actuala biserică greco-catolică din Valea Secerului. Și în casa lui Mina și Radu Ignat, în aceste case a celebrat liturghii și sacramente, spovadă, împărtășanie, botez, cununie, maslu și cateheză cu copiii și tinerii, organizând și prima împărtășanie. Mergea de la Ploiești la Ilva Mică în fiecare primă vineri din luni și stătea până duminică seara, iar în perioada vacanțelor școlare stătea chiar mai mult. La Ilva a auzit că preotul romanul catolic de la Năsăud a fost coleg de facultate de la Alba Iulia, se ocupa de catechizarea copiilor români și s-a dus să-i mulțumească. După ce s-au întâlnit, preotul i-a cerut să meargă și la Năsăud să se ocupe de copii și tineri, care în majoritate erau români greco-catolici. Așa a început să celebreze Sfânta și Dumnezească Liturghie, duminica după masă, în Biserica Romană Catolică din Năsăud, stând mereu la dispoziția credincioșilor, evident, și pentru spovadă. A celebrat liturghii în acea perioadă și în St. George's Bay, în casa doctorului Iepureanu, unde după 1990 s-a deschis prima capelă greco-catolică. O altă localitate unde a fost este Țintea.
Din această localitate era tânărul Gavrile Mărginean, pe care l-a cunoscut la Bistrița în anii 80, astăzi preot. Gavrile a fost cel care l-a dus la Țintea, unde s-a format un grup de credincioși, care celebrau noaptea pe ascuns Sfânta Liturghie. Aici a cunoscut mai mulți tineri, de care unii au devenit preoți. Și mă uit în partea aceea, Petrică, Tintelecan, Vasile Sabă, Ovidiu Pop. În anul 1990 a deschis prima capelă publică din sat, în clădirea școlii, și a întâmpinat mari greutăți. În anul 1990 s-a pensionat, s-a mutat la Bistrița, unde a avut o activitate bogată printre tine. Avea un grup și la Bistrița, încă înainte de anul 1989. În anul 1998 s-a mutat la Cluj pentru a fi alături de mama dânsului, care era bolnavă. Cunoscându-se cu părintele protopop romano catolic Țiriac, l-a invitat să preia comunitatea de la biserica acesta, l-a invitat să preia comunitatea de la biserica Iariștilor, unde majoritatea credincioșilor erau români greco-catolici sau romano-catolici români din Moldova, ajuns în urbea noastră. Aici, celebra duminica și în sărbători, avea în jur de 30 de copii ministranți, făcea catecheze cu copii și tineri, care erau un număr destul de mare. A oficiat multe căsătorii și botezuri. În perioada, întorcându-ne un pic înapoi, în perioada 1980-2005, timp de 33 de ani, a fost director spiritual la surorile Sfântă Agnes, azi Congregația Iezu din Popeștile Ordeni, lângă București. Lunar mergea la mănăstire pentru spovești și îndrumarea spirituală a surorilor. În primii ani după Revoluție erau și 200 de surori la mănăstire. După ce s-a mutat de la Ploiești, mergea o dată pe lună și stătea acolo o săptămână. În vacanțe mergea câte o săptămână la Iași, unde avea fiice spirituale dintre surorile din congregația Notre-Dame de Sion și alți laici. Pentru surorile baziliene a fost un drumător și colaborator încă din anul 1978, când și-a început activitatea preoțească pe Valea Someșului, la Ilva Mică și Năsăud, în perioada de clandestinitate a bisericii. Colaborarea a continuat de-a lungul anilor în așa fel încât considera comunitatea surorilor familia dânsului. Pentru multe a fost confesor și îndrumător spiritual, mergând deseori la mănăstirea Sfânta Macrina și la mănăstirea din Gherla. Nu? Vă spunea și părintele, era prezent aici mai puțin când avea program cu surorile. A fost o frumoasă colaborare reciprocă, părintele găsindu sprijinul în comunitatea surorilor și în momentele de suferință înainte de a pleca la cele veșnice. Din anul 2007, duminica și în sărbători a fost în confesional aici, în această capelă Sfântul Iosif, în piața Ciparu, stând la dispoziția tuturor credincioșilor care îl abordau, care doreau să se reconcilieze cu Dumnezeu prin sacramentul spovezii și pentru îndrumare spirituală. Aplicând principiul mănăstivirii Domnului la spovadă, foarte multe persoane îl căutau. Casa dânsului a fost o biserică deschisă, deoarece foarte multe persoane mergeau pentru spovadă și îndrumare spirituală, printre care și mulți preoți. În 22 decembrie 2013, în Catedrala Schimbarea la Față, Preasfințitul de pie memorie Florentin Creionanu i-a acordat titlul onorific din partea Pontifului Roman, Papa Francisc, Crucea pentru Biserică și Pontif, ca recunoștință pentru trăirea creștină și slujirea adusă bisericii. Momentul festiv a fost prilejuit de aniversarea a 160 de ani de la întemeierea eparhiei de Cluj-Gherla. A fost unul dintre mărturisitorii credinței catolice, care a avut o remarcabilă activitate în clandestinitate și în perioada de reorganizare a bisericii, mai ales în partea educativă și de catehizare a copiilor și tinerilor, preoților și credincioșilor, iar în ultima perioadă ca și părinte spiritual. Cred că cu toții vom rămâne cu acel, în memorie, cu acel chip senin, acea pace sufletească, acea liniște și acel surâs
pe chipul dânsului. Domnul să primească toată jertfa slujirii părintelui Virgil Florian din timpul celor 45 de ani de preoție, să-l primească alături de slujitorii săi credincioși în ceruri pentru a celebra învierea răscumpărătoare a Mântuitorului. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Iubiți credincioși, urmează ridicarea pausului din rațiuni de distanțare. O să fie invitat de doar sora superioară de la Bazilieni și nepoata părintelui, iar dumneavoastră substituiți gestul de comunie spirituală cu așezarea mâinii în jurul pieptului, locul inimii, simbol al comunii dintre noi și confratele nostru care nu mai pleacă dincolo de acest zid al morții. În veci pomenirea lui. Iubiți credincioși, în continuare patru preoți vor lua sicriul cu trupul părintelui și îl vor conduce spre locul de înhumare.